YouTube, what you doing? Bine v-am găsit la un nou video. Înainte de a trece la topicul de astăzi, aș vrea să vă mulțumesc pentru suportul arătat la videoul anterior. Pentru like-uri, comenturi și, bineînțeles, pentru subscribe-uri. Am primit 20% din totalul subscriberilor mei pe la acest video, comparativ cu numărul de subscriberi primiți în ultimele 6 luni. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru suportul vostru. Bun, acestea fiind spuse, să trecem la următorul topic de pe lista de astăzi, și anume Gulagul. Mie personal îmi place foarte mult acest nou sistem de Gulag comparativ cu cel vechi, deoarece în cel vechi pierdeam foarte des, iar al doilea lucru care mă deranja era că adversarii puteau să aibă cu echipierii lor în Gulag și să le spună exact poziția mea, și atunci ăsta iar era un lucru la care mă făcea să pierd. Iar în acest nou sistem de Gulag, procentajul meu de câștig a crescut foarte mult datorită faptului că există câteva avantaje pe care le poți utiliza în timpul meciului, și despre asta aș vrea să le discutăm. Așa că să trecem la treabă. Bun, acesta este primul exemplu. Sunt două poziții în acest Gulag. Cel care se vede aici, unde sunt eu în momentul de față, unde avem mașina, și cealaltă poziție unde mașina lipsește. Trebuie să spun că în poziția aceasta cel mai important este să ne folosim de mașină, deoarece adversarului va fi greu să ne și vadă și să ne și țintească. El va trebui să tragă la cap. Bun, și acum să vedem primul exemplu. Mi se pare că aici nu mă folosesc de mașină, dar am folosit acest video pentru a explica. Bun, acum să trecem la cel de-al doilea exemplu, în care într-adevăr mă folosesc de mașină și în care reușesc să câștig Gulagul. Bun, și acum ajungem la cea de-a doua poziție, poziția în care nu ne putem folosi de mașină și de avantajul acesteia, dar avem un alt avantaj pe partea aceasta, și anume aici, în partea dreaptă, o să vedeți că o să mă urc sus pe un acoperiș. De fiecare dată când încep Gulagul, o să observați că mă uit în partea opusă direcției în care mă voi îndrepta, pentru a-i oferi adversarului o informație greșită, și odată ce mă urc sus pe acoperiș, am cel mai înalt punct din Gulag, iar el nu se va aștepta să fiu acolo. Acesta este un punct pe care trebuie să-l țineți minte atunci când sunteți spawnuiți în cealaltă parte unde aveți mașina la dispoziție, să fiți atenți ca adversarul să nu fie sus pe acest acoperiș. Și haideți să vedem cum decurg aceste confruntări. Bun. Ce vreau să zic aici este că sunt sigur că acel inamic, dacă nu era deathcam-ul, nici măcar nu știa de unde l-am omorât și probabil credea că sunt codat. Și acum să trecem la al doilea exemplu. Aceeași tactică. Bun, acum să trecem la al treilea exemplu, care folosesc aceeași tactică. Bun. Și acesta a fost ultimul exemplu. Bănuiesc că nu este nevoie de mai multe și v-ați prins de idee. Sper că prin acest video v-am ajutat și v-am oferit câteva informații pentru a câștiga Gulagul mult mai ușor. Asta a fost totul pentru astăzi. Aveți grijă de voi și, ca de obicei, dacă v-a plăcut acest video, vă rog să-mi lăsați un like, comment și subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Adrian, te rog să-mi spui dacă se mai văd emoțiile pe acest video.